Mulți ați vrut să fac un nou vlog pe acest canal, așa că astăzi revin cu vlog pe acest canal. Astăzi o să facem farse la telefon pe OLX. Nu uitați să apăsați cu butonul de subscribe, sunt alături de Fabian și Mită. Salut. Și astăzi sperăm că o să ne răspundă cât mai mulți oameni, deoarece nu prea răspund oamenii că știu că e farsă. Sperăm că o să ne meargă bine acest vlog și nu uitați că ne scrie, aveți Instagramul meu, socialul Andrei Fuși și ale lor. Nu uitați să ne dați acolo un follow pe Instagram și haideți să nu mai lungim atât și să începem. Alo, bună ziua, v-am sunat și eu în legătură cu anunțul cu capra de pe OLX, mai este valabil? Mai spune doar, dar nu v-am auzit. Cu anunțul de pe OLX, mai este valabil? Care oare dintre ele? Ăla cu capra. Care capra? Ce culoare are capra? Are capra. Ăla, maro, cu băla de 2000 de lei. Mai este valabil? Și cum putem, adică cum putem să facem ca să o cumpăr și eu, cum, de unde sunteți dumneavoastră? De la Bihor. De din Sânghet. Poftim? De unde ești? Păi nu știu eu cum pot face. Tu știi? Cu fancurierul. Da, cu fancurier. Am avut multe anunțuri astea și așa. Nu o să vedeți toate încercările noastre, că am mai sunat câteva persoane și nu au răspuns, așa că o să revenim direct când o să ne răspundă cineva. Bună ziua! Bună ziua! Am văzut și anunțul pe OLX cu capele moto. Da. Am văzut că este prețul acolo 2 lei negociabil. M-auziți? 2 lei bucata sau? Păi am văzut că e prețul 2 lei negociabil, v-am zis, poate dacă mi le dați brac. Da, se dau 2 lei toate, e bine? Păi nu, ziceți serios. Păi nu, serios, cum se dă cu 2 lei toate, așa se pune, cu 2 lei, se pune. Păi și cam cât ar fi prețul? 5.000 negociabil. 5 milioane jumate, cum sunt? Negociabil, da. Alo? Așa. Păi și cam negociabil, dacă aș putea să-l scot la 4.300.000? Nu. 4.000.000 jumate atunci. Nu, 5 milioane. Hai 5 milioane și uleu. A fost cea mai bună de toate. Doamne. Că pe final am jurat bine și ăsta. Alo. Alo, bună ziua. Bună ziua. Cu anunțul de pe OLX cu vaca gestantă 4 luni de vânzare. Da. Că mai este valabil? Da, este. Am înțeles. De unde sunteți? Locatarea Șcheia, cum la Alexandru Ancuza. Județul Iași? Județul Iași, da. Am înțeles. Și cum, eu sunt din Bihor. Oho. Departe. Cum aș putea să o iau? Da, cum ai putea să o iau? Până fac curier? Da, am și o întrebare. Eu vreau să o iau, o să vin până la dumneavoastră, dar nu vreau să uite cum se uită în poza asta la mine. E skinwalker. Deci mă fă mișto de tatu. Hai că a fost bună. Da, da, săracul s-a... Dar nu vreau să uită în poza, am să uită la... O să aveți o poza aici pe ecran cu să uita vaca aceasta la mine. Hai să sperăm că următorul e mai bun. Alo, bună ziua! Bună ziua! V-am sunat și eu în legătură cu anunțul cu vițeaua, mai este valabil? Da. Așa, nu vă spați cu vițeaua? Sau schimbați cu porci? Și cu porci, în ban, nu contează. Dar văd că vaca e 2500 de lei negociabil. Da, da, 2500 negociabil. Negociabil. Da. La cât? Cam cât ar fi negociabil dacă e să o scot în 2000 de lei plus 1 kg de șorici? E la mișto? Nu e nimic la mișto. Vă dau un șto. Mihai, nu știu ce să zic, că de asta ați văzut că s-a mutat telefonul.
Aole, dar nu știu, toți ne-au înjurat. Nu știu de ce. Dar haide să continuăm, măcar să ne mai meargă bine vreo 3-4 apeluri. Doar vezi când te vezi în cameră. Alo, bună ziua, v-am sunat... V-am sunat și eu în legătură cu anunțul cu Botnița, mai este valabil? Botnița? Da, ai nevoie de cineva? Da, da, da. Că mă mușcă. Doamne ajută. Oricum a fost destul de cooperant omul. Da. Dar, na. Nici nu trebuie să ne repetăm cu aceleași glume, da, știi? Da. Na, haide să vedem următorul anunț. Bună ziua! Da. Bună ziua! Am văzut și eu Ford Focus automat, keyless, anunțul de vânzare la 11.950 de euro. Da, este de actualitate. De actualitate, pe apărut și pe canal de... aș vrea să întreb negociabil cam cât ați putea să lăsați din preț? Mai suntem? O ofertă și discutăm atunci în baza ofertei. Mă, de uși 5, unde s-a plăcut 5-a ușă? Are o ușă sub mașină cu care poți ajunge în țara lui Alice, în țara minunilor. Și motor 999 cm3. Da. Da, da, da. Și un metru cub de ciment. Vrei să facem niște sau vrei să vorbim de mașină? Spune ca să știu ce e. A, de mașină preferat. A, ok. Bun, mulțumesc. Seria de șasiu, ați auzit de car vertical? Nu, n-am auzit. Păi și n-aș, dacă aș putea să fac seria pe șasiu, are vreun accident ceva, kilometri dați înapoi? Da, și kilometri dați înapoi și accident, plus că e făcut în două mașini. Păi, e bun. Adică e făcut dintr-un Ford Mondeo și o Fiesta și am făcut la mijloc, că am scos un Focus. Păi, deci duce. Duce, duce, da. Deci dacă vrei să-ți duci la liniuțe cu Porsche, Macan, cu astea, poți să te duci. Păi, bagajul este destul de mare? Pentru transportaj, mă refer. E electric, e electric, păi bagajul. Cam ce înseamnă lucrul acesta? Adică poți să te curentezi, nu? Dacă mergi cu spatele, mașina este full electric. Merge electric. Mai sună parți ca muzică. Te pup aici de la tine. Ăsta ne pun o falsă. Ce bun a fost, bă. Oi, nu. Doamne. Hai să facem două anunțuri și încheiem și noi acest episod. Da. Lăsă rumâinile. Am văzut că vine o rochie de mătase. Doream să vă spun de unde sunteți, în primul rând. Din Bragadirul Ipof. Am înțeles. Și este vreo problemă dacă vreau să iau pentru mine? Adică pentru un bărbat? Mă tăi chef de circ? Nu, dar sunt c*** și... lui c***. Păi și lângă tine de ce râde tovarăș? Păi nu e c***. Da? Da. N-am ce treabă cu ea, poți să-i dai și foc din partea mea. Bun, așa. Nu judec. Ce este negociabil prețul? Hai să văd la cât era. La cât era, o ai la demonat? Da, la da, 200. 300. Băi, nu știu ce să zic, care din ele? Că văd că este mătase, catifea... Aia roșie. Antelă franțuzească. Da. 20? Atâta face curierul. Ce anume? Atâta face curierul e gratis. Păi de unde ești? Din Bihor. Bihor, nu Dihor. Nu știu, nu e gratis, e prin aplicație, nu știu cât e, 15 lei, nu știu. Ți-a scris 998, eu nu dau decât rotund. Dacă era 10 lei, mai vorbeam. E și mărimea mea, cred că e skinny.
Da, am și o întrebare, că e dantelă franțuzească. Dacă vorbesc François? Cred că sigur. Cred că sigur, o să devii poliglot, să știi. Asemenea. Oh. Ia, ăla era pe invenutul. De poliglot. Eu sper că s-aude bine. Când vorbim, că este destul de departe, să zic așa. Alo, bună ziua. Vă sună și eu în legătură cu anunțul cu Jordan, mai sunt valabil? Da. Și cam la ce preț? Tot la 500? Da. Sunt originali? Sunt în Anglia. Stai mai așteptăm. Da, da, da. Și sunt original sau mușcă? Da, acum eu nu știu ce e original. Păi și cum adică ăștia? Sunt dresați sau mă mușcă? Sunt dresat sau mă mușcă pe stradă, ca să știu? Mușcă lumea sau sunt originale? Mă știu după ce aș putea identifica. Păi, dacă sunt sau nu. După eticheta dinăuntru. Asta... Materialul trebuie să fie cu blană de crocodil prinăuntru. Vă pot face poză când ajung acasă, să nu suntem acasă. Aha. Dacă dumneavoastră știți... Da. Păi n-aveți casă? A, n-aveți. Ok, am înțeles. Da. Vă pot trimite pe numărul ăsta. Da. Aveți WhatsApp? N-avem, n-avem. Pe numărul ăsta? Pe numărul ăsta nu. Nu? Nu. Trimite-mi un mesaj, pentru că e numărul meu. E număr de WhatsApp, că tot e niște fotografii. Eu nu pot să vă zic acum dacă sunt sau nu, că nu mă pricep. Da, 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 ok, am înțeles. Sigur numărul meu nu-l vezi pentru altceva, adică pentru Adidas, da, nu pentru altceva, nu? Poftiți? Numărul meu nu-l vezi pentru ciucu, 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 pentru Adidas, da? Vă trimit niște poze. Ce poze? Păi, ce fel de poze? Nu mă interesează numărul de telefon sau adresă de e-mail? Da, scrieți acum adresa de e-mail. Nu știu unde. Ninjomia.gmail.com. Ninjomia.gmail.com. Deci L I N. Nu e adevărat, chiar Ninjomie se numește adresa de Gmail. Deci, Ninjomie! Închis. Da, știi că tu îi ziceai chestii, dar tot continuă, Adidas. Doamne. Pe parcurs ne-am mai sunat alte persoane și de asta am închis și v-am făcut semnul așa. Mai sunam la un singur anunț și după aia închem și unui vlogul. Bună ziua, nu vă spălați. Am și anunțul cu pat, balansoar. Da. Scrie aici, D.2.105.55.88. Da. Păi și cât dă? Poftim? Continuați, vă rog. Da, vreau să zic că el este un pat mic, care merge până undeva în jur de 6 luni. Adică nu e, celelalte pătruțuri sunt undeva 120-60. Stați că n-am înțeles eu, dacă îl pun lângă un scaun, lângă doptieră, va merge pe cameră timp de 6 luni? Cum adică merge timp de 6 luni? Da, adică merge el pus, merge lângă pat, pus o perioadă de timp. Și după cum pătava? Nu, după aia copilul nu o să mai încapă în el. De asta se fi schimbat și pus pe un pat mai mare după aia. Am înțeles și da. Cu roți first dreams, primele vise oarecum. Da. Cum adică? Cum adică? Așa se numește firma, first dreams. Cum? Așa se numește firma. A, și văd că am aici pe etape, pentru alte lucruri am mai putea folosi patul. Da, după aia trebuie, se poate scoate o laterală, se poate după aia folosi ca balansoare. Și ca un fel de mini canapea.
Ideea e în felul următor, că noi l-am folosit, dar cei doi copii l-am folosit până la 6 luni de zile. Pentru că el, v-am zis, el este micuț, are dimensiunile 105, pe cât scrie acolo, că nu mai țin minte exact. O și el merge pus la început ca să nu ocupe foarte mult spațiu, lângă pat, ca să fie ușor și pentru mămică și pentru tot, ca să le ia de acolo. Și ulterior, după aia, după ce copilul crește după 6 luni de zile, el deja devine micuț. Și, mă rog, el ține cu saltea, cu protecție pe laterale de jur împrejur ca să nu se robească, mă rog, nu se facă prea multe mișcări sau alte nebunii. Și el are undeva în partea de jos, într-o laterală, se scoate un fel de mini șurubel care poți să-l blochezi sau și îl scoți și după aia poți să-l balancezi ușor, ușor, mă rog, la început, în cazul în care adormi copilul cu balans sau fără balans. Da, pe balans. Nu se zace, să vă contactez eu mai încolo. Da. Bine, o zi frumoasă. Bine, mi-a fost milă de asta, să mi-ai zis. Slab. Ultimul cred că a fost cel mai slab dintre toate. Mi-a fost milă, mă, să zic, că a vorbit de copilul lui, că a avut doi copii. Nu uitați să apăsați butonul de like acolo dacă vrei și partea a doua. Poate alături de alte persoane, poate alături tot de ei. Subscribe acolo să ne ștergem un număr cât mai mare, că în curând vor apărea alte vloguri, alte episoade de gaming. Pentru anul acesta am niște surprize foarte, foarte monstru pentru voi. Cum dați follow pe Instagram să fiți la curent și pe Threads. Toate le aveți în descriere și serverul meu de Discord, ne puteți să intrați să vă alăturați, că suntem peste 1000 și vale persoane. Am atât și cu vlogul nostru, eu am fost Andrei alături de Mițe și Fabian și noi ne vom vedea data viitoare. Pa!